să fii soția mea? E o glumă? Nu, nu e o glumă. Te iubesc mult de tot. Și aș vrea să te cer în căsătorie. Tu chiar vorbești serios? E femeia pe care o iubesc și lângă care vreau să stau. Ce nu pot să înțelegi? Nu vine să cred că am ajuns la anii și asta și trăiesc acest eveniment atât de groaznic din partea ta. Nu pot să cred! Ce faci? O probezi în rochie de mireasă? Rochia asta eu trebuia să o por, nu tu! Alo. Nu tu! În primul rând, ce alo? Ce cauți aici cu ea? Spune-mi și mie! Nu mă mai minți! Nu te simt că pur mă și mint simplu, și asta nu-mi place! Nu am nicio legătură cu ea, înțelege? Păi dacă ne mințim de acum, ce rost are și inel și toți pașii ăștia? Și ai grijă cum faci, că ești expertă în așa ceva, ca să-i desparți. Ai grijă cum procedezi, că nu-mi face nicio plăcere să te mai văd vreodată în viața mea. Nu trebuie să ai încredere în el, da? El este bărbatul tău. E bărbatul la care ții. El a zis că nu o cunoaște, că nu știe cine e, că e o nebună, dar eu nu cred asta. Nu-i fată! Tu ai încredere în el? Doi tineri, dacă se iubesc, au dreptul să își decidă singuri soarta și să își protejeze iubirea de orice influență nefastă din exterior. Ei pot fi capabili să își asume alegerile și consecințele greșelilor lor. Orice s-ar întâmpla între ei, doar timpul poate fi cel care să decidă dacă sunt sortiți sau nu unul pentru celălalt. Mai delicat este totuși momentul când familiile celor doi trebuie să se cunoască și se pune problema unei posibile înrudiri. Iar neșansa face ca întâlnirea lor să reînvie un trecut tumultuos. Mirela și Adrian s-au cunoscut cu câteva luni în urmă și de atunci au o relație de iubire intensă, bazată implicit și pe sinceritate. Adrian a fost atras încă de la început de frumusețea și sensibilitatea Mirelei, de care s-a îndrăgostit iremediabil. La rândul ei, Mirela, după mai multe eșecuri în plan personal, a regăsit în Adrian bărbatul de care avea atâta nevoie. Tandrețea și devotamentul necondiționat al acestuia nu doar că i-au cicatrizat Mirelei rănile trecutului, dar au ajutat-o să treacă mult mai ușor peste moartea tatălui ei. Cu alte cuvinte, într-un timp relativ scurt între cei doi îndrăgostiți, s-a creat un liant foarte puternic care le consolidează relația zi după zi. Mă bucur că suntem aici, acum. E locul unde ne-am cunoscut. Da, mai ții minte? Da. Parcă a fost ieri. Cât de repede trece timpul. Da, e un loc fain. Uneori. Și în același timp cât de greu trece. În alte momente. Momentele în care nu suntem unul cu celălalt. Atunci trece greu. Însă, alături de tine, e totul perfect. Absolut perfect. Mă bucur că zici asta. Știu, uneori stau și mă gândesc. Care e lucru care îmi place cel mai mult la tine și nu pot să mă decid? Între privirea asta și mirosul tău. Ești absolut superbă. Absolut superbă. Și mă întreb, ce am făcut să merit asta? Nu știu, ceva bine am făcut în viața asta. Că nu doarme, doamne, doamne. N-a scos unul ca la celuilalt la timp. E o poveste atât de frumoasă. Și îți mulțumesc că existi. Mulțumim. Știți ce voiam să vă rog? Dacă se poate, ne aduceți și o prăjitură? Cea mai bună prăjitură pe care o aveți. Sigur. Mulțumim. Azi e sărbătoare mare. Da, 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 da. De când am cunoscut-o pe Mirela, viața mea s-a schimbat. Ea m-a liniștit și mi-a oferit tot ceea ce aveam nevoie. Adrian m-a ajutat foarte mult în momentul în care l-am pierdut pe tata. A fost singurul meu sprijin, al meu și al mamei mele. Pentru noi. Pentru noi. Și pentru tot ceea ce urmează să clădim împreună. Mă gândeam la ceva. La ce? Nu vreau să mă înțelegi greșit, dar... Și anume? E vorba de mama. A rămas singur așa, dintr-o dată. Tata nu mai e. Acum și noi doi ne-am mutat împreună. Nu mă înțelege greșit. Iubita mea, nu, nu, chiar nu te înțeleg greșit. Ai cât se poate de mare dreptate. Mă gândesc doar dacă am putea să mergem un pic mai des pe la ea. N-aș vrea să se simtă total singură. Ea zice tot timpul că e bine, că... Da, o simt că nu e așa. Știi ce mă gândesc? Nu ar fi cumva mai bine dacă ei propune să
vină la firmă? O respect foarte mult pe Raluca, mama Mirelei. E ca o mamă pentru mine. Nu am cum să o tratez altfel. E o femeie extraordinară. Dacă ar fi în câmpul muncii, timpul ar trece altfel. Nici nu s-ar mai gândi la toată povestea asta, care cu siguranță a... Da, cred că ai dreptate, că și așa a stat acasă destul de mult timp și are nevoie de un scop, o motivație, de o activitate. Nici să stea așa să se plafoneze și mai are contact cu noi, colegii, foștii angajați. E un om angajați. Încă verde, care are nevoie de job, are nevoie de ceva de făcut. Să da. Te trezești toată ziua și să stai, să nu faci nimic. La asta nu am gândit, dar o să-i propun să se întoarcă la firmă iar. Cred că i-ar face bine. Eu așa zic. Încearcă să vorbești cu ea în sensul ăsta. Cred că i-ar face mult mai bine. Păi n-ai vrea să mergem să vorbim cu ea? Și așa te iubește foarte mult. Ba da. Ești ca și băiatul ei. Am niște emoții cum nu am mai avut vreodată. Iar Mirela habar n-are ce o așteaptă. Aș vrea să-ți propun ceva și sper să fii de acord cu mine. Mirela, ai vrea să fii soția mea? E o glumă? Nu, nu e o glumă. Te iubesc mult de tot. Și aș vrea să te cer în căsătorie. Tu chiar vorbești serios? Mhm. Vai. Da. Vai. Acum ori niciodată. Dacă te gândești prea mult. Da. Da. Doamne, vreau să stric momentul. Cine pune? Nu vreau. Ma, da, clar. Fii soția mea. Da. La bine și la rău. Da. Da? Da. Și nu te superi pe mine că am îndrăznit să fac gestul ăsta? Nu mă supăr. Știu că vine într-un moment destul de greu pentru tine. O iubesc foarte mult și știu că este reciproc. Altfel, nu aveam curajul să fac acest pas. Cred că după foarte mult timp o să văd pe mama fericită din nou. O să-i dau vestea cea mare și sigur se va bucura. Dar nu e cam rapid, așa? Nu e. Singurul lucru care este incert acum este dacă îți place sau nu ceea ce am ales. Da, și se potrivește perfect. Ce frumos e, ce drăguț. E super pe mâna ta. Acum, într-adevăr, îi văd adevărata valoare. Atunci când l-am cumpărat, era o bijuterie. Acum e, într-adevăr... E superb, e superb. Da, vreau. Nu există femeie mai fericită ca mine în momentul ăsta. Îl iubesc enorm. Și răspunsul nu putea fi altul. Apropo de mamele noastre, mi-ar plăcea să mergem astăzi până la mama. Și da, să îi spunem mare veste. Și după aia, dacă vrei, mergem și la mami tău. N-ar fi bine să le aducem să se și cunoască, ele două? N-am nimic împotrivă, însă aș vrea să trecoască la mama. Și dacă tot trec pe la mama, aș vrea să merg împreună cu tine. În asta nu te deranjează. Bine, mergem. Mergem da. Și organizăm și... Te văd că te-ai schimbat puțin la față. Da, okay? sunt bine. O să merg un pic până la toaletă, că m-au luat toate emoțiile astea. Okay. Sunt ok, bine. E ok. Mergi la toaletă, te aștept, plătesc între timp și după aia... Da, nu pot să mănânc acum nimic. Nu contează. Sunt ok. Merg un pic să-mi revin și mergem. Apreciind atracția electrizantă a celor doi, dublată și de sinceritatea sentimentelor lor, se creează premisele unei viitoare căsnicii fericite și durabile. Dar derulând evenimentele în firescul lor după ce iubirea celor doi îndrăgostiți a fost pecetluită de cererea în căsătorie, este timpul ca vestea cea mare să fie anunțată și într-un cadru familial. Măi, mamă, dar nu mai vin fetele astea odată? Cât așteptăm la ele? Vin, mamă! Ai răbdare. Ai zis că vin. Sunt regine sau ce? Probabil că întârzie. Eu știu, iau și ele un buchet de flori, iau și ele o chestie, eu știu, habar n-am, de unde să știu. Cu siguranță au un motiv dacă întârzie, dar nu or să întârzie ele mult. Cuvântul e cuvânt, litere de lege, spun eu așa. Da, mamă, lasă-mă că voi sunteți cu părerile astea învechite. Așa e mama, nu are deloc răbdare și uneori fierbe și iar fierbe. Eu am fost cronometru în viața asta. Eu știu că tu ai fost, dar nu
sunt toți ca tine. Mie îmi plac oricum. Generația noastră nu mai ține cont atât de mult de detalii. Trebuie să zic, așa te-am educat pe tine. Știu asta, da. Na, nici mie nu-mi iese de fiecare dată. Și eu mai întârzi. Că ninge, că plouă cu foc, ia? Tu trebuie să te duci acolo unde promiți la ora fixă. A bătut la ușă? Du-te să vezi dacă vine. Tot eu? Tocmai ați cunoscut-o pe doamna Lavinia, care încă de la început pare a fi o femeie tipicară și cam exigentă în aprecieri. Doamnă, fiți puțin mai îngăduitoare, pentru că, iată, Mirela și mama ei, doamna Raluca, tocmai au ajuns. Mă bucur că ți-ai ajuns până la urmă. Și eu, mami, și eu mă bucur. De seara. Ce faceți? Mama mea? Încântată de cunoștință. Îmi face plăcere să vă cunosc. Mama mea, luați un loc? Da, da, mulțumesc. Dintre toate fetele în lumea asta, băiatul meu pe asta a ales-o. Nici nu mă așteptam ca Raluca să mai trăiască. Mă bucur că am reușit să ajungem. Și eu mă bucur că, că ați venit. Păi da, și eu, și noi. Și noi și noi, ne bucurăm pentru că am vrea să vă spunem un lucru. Da, cred că e spun eu. Abia așteptam să vină momentul ăsta, să vă cunoașteți. Da, și noi. Sigur. Doamnele mele, o să vă rog să mă scuzați două secunde, mă întorc imediat. Șerpoaica de Raluca, știa că Adrian este băiatul meu, abia așteaptă să se răzbune. Știi, mama, că ți-am zis că doamna Lavinia e cântăreață? Da! Am cântat peste tot sigur la multe petreciuri, pe țară, la evenimente. Și eu sunt o avocată excepțională, excepțională sunt. Da, și pe deasupra am și firmă. Ce? Da, da. Te... Da, da, da. Noi ne bucurăm că ne sunteți alături în momentele astea, pentru că ne-am înțeles foarte bine și sperăm să vă înțelegeți și voi bine și cu toții să ne înțelegem bine. Cum să nu? Cum să nu? Ce se petrece aici? Nici în cele mai urâte vise nu mi se putea întâmpla așa ceva. Dacă ar ști Mirela ce trecut mă leagă pe mine de Lavinia, nu știu ce s-ar întâmpla. O surpriză! Ce surpriză? Și noi, noi ne-am gândit să vă spunem că... Că? Că ce? Oficializăm această relație și că am cerut-o pe Mirela în căsătorie și am oferit un inel. Da. Poftim, vai, domnule, nu se poate așa ceva, nu se că poate așa. Dar ce atâta grabă? Dar nu e nicio grabă, nu pur și poate. Simplu. Am luat o sticlă adică de șampanie. Adică are dreptate, cum, ce așa grabă? Dar abia vă cunoașteți, mamă. Dacă eu mă așteptam la așa reacție din partea voastră, amândurora. Mamă, dar aveți doar câteva luni de când vă cunoașteți. Așa și? Trebuie să mă, cum și? Trebuie să mă așteptați, măi fiule. Cum adică e prea devreme? Și să mă aștept cât? Să mă aștept ce? Oricum, se comportă mult prea ciudat. Și mama și doamna Raluca. Pe bune. Păi nu vă cunoașteți, mamă, ne cunoaștem, bine. Ne cunoaștem suficient de bine. A fost totul perfect. Dar voi a stabilit fără noi, fără care părinți? Se cunosc de o viață. Păi da, asta suntem aici acum ca să vă spunem ce se întâmplă. Așa este. Eu consider că o cunosc pe Mirela foarte bine și că m-am atașat de ea și îmi doresc așa foarte este, mult această relație. Da. Nu știi ce fel de om e. Doamnelor, chiar... Nu mă scuzați, mă duc la baie. Mirela. Ca să vezi. Pă, bune, mamă. Nu băiatul mamii. Ce măi băiatul, tu m-ai întrebat pe mine dacă faci pasul ăsta? Trebuia să te întreb pe tine. Păi trebuia să mă întreb că sunt mama ta. Tu ce tu ești de capul tău? Mi s-a făcut rău și mai multe nu. Doamne, ce mi-a fost dat. Să stau eu la masă cu scorpia asta. Nu pot să-i spun lui Adrian adevărul, că oricum nu m-ar înțelege. Băi, mamă, sunt un om matur care poate să judece pentru el și în consecință să ia decizii. Nu trebuie să stau să te întreb pe tine dacă femeia pe care eu mi-o doresc alături este femeia ideală pentru tine. Ascultă, băiatule! Ce să ascult? Că nu înțeleg ce să ascult. Ce respect ai tu pentru mine, că sunt mama ta? Adișorul, adișorul, mie mi-e rău, mamă. Nu mă simt de bine. Lasă-o eu să plece. Plec, mami. Eu plec. Sărână. Te pupă, mama. Tu faci de capul tău? Fac de capul meu. Dar de capul cui trebuie să fac? De capul tău? Dar cum adică? Și eu am întrebat părinții când m-am măritat. N-am adus de capul meu. Hai mă să mă mărit pe cu tine. Pe mine nu m-ai întrebat.
Pe tine? Pe mine nu m-ai întrebat. Pentru că tu nu erai născut când m-am măritat eu. Nici tu n-ai fost când eu am cerut-o pe ea în căsătorie. Pe mine mai consider moartă acum de nu mă întreb, nu? Mama, nu ești moartă, nu mai vorbi tâmpenii, că bați câmpii cu eleganță. Gata, m-ai supărat rău de tot. Cine te-a supărat? Te-ai supărat singură. Cum adică? Ai făcut logodna fără aprobarea părinților? Normal, pentru că e femeia pe care o iubesc. Nu trebuie să am aprobarea ta ca să fiu cu femeia pe care o iubesc. Pă bune, deci despre ce vorbim? Te căsătorești tu cu ea, mă căsătoresc eu cu ea. Felicitări! Cu bune și cu rele. Te-am crescut eu prost pe tine, mă. Mi s-a făcut rău instant. Și de la reacția asta a lor nu mă așteptam la așa ceva. Cum să li se pară că e o greșeală? Mirele i s-a făcut rău. Doamna Raluca pleacă. Puteau să meargă lucrurile mai rău de atât? Foarte bine că e proastă creștere. Ia-o ca atare, ia-o cum vrei tu. E femeia pe care o iubesc și lângă care vreau să stau. Ce nu-mi poți să înțelegi? Nu vine să cred că am ajuns la anii și astea și trăiesc acest eveniment atât de groaznic din partea ta. Nu pot să cred! Groaznic din partea mea? Groaznic. Nu pot să cred! De ce vă certați? Unde-i mama? Degeaba. Pentru că au început să spun amândouă că nu suntem sănătoși la cap, că ne apucăm să facem toată chestia asta, că nu i-am cerut ei părerea. Că trebuia să-i ceri părerea. Unde este respectul de părinți la voi doi? Unde e? Respectul. Păi ăsta e. Respectul asta... Care e asta? I-a trecut peste noi. Asta e. Mamă, respectul ăsta în a-ți cere ție voie să fiu lângă femeia cu care vreau să fiu. Nu ți-a spus asta, dar n-ai vorbit nimic. Trebuia să vii cu ea de mână și să vorbiți amândoi cu noi că suntem părinți. Am făcut-o ca și surpriză, că m-am gândit că toată lumea se bucură. Mama mă scoate din minți. Cum adică la anii mei să-i cer ei permisiunea? Nu doresc nici celui mai mare dușman să treacă prin ce trec eu acum. I-am plecat. Mă duc acasă. Vorbim după. Bun, stai, unde pleci? Nu mai, nu mai certați, vă rog frumos. Te rog frumos. Las-o! Mirela, te rog. La revedere. Hai, grijă. Auzi, uite care-i treaba. Dacă nu era situația penibilă de aseară, mai înțelegeam. Și poate că nici mama nu avea de zis atât de multe. Dar ce situație penibilă a fost aseară până la urmă? Nu înțeleg. Până la urmă sunt niște păreri ale mamelor noastre care cât contează... Sunt niște tradiții pe care...
Spre deosebire de Adrian, Mirela pare să bată în retragere și să se lase influențată de mama ei, căzând astfel pradă un incident neplăcut, dar care nu ar trebui să stea în calea fericirii ei. Se pare că acum, mai mult decât oricând, Mirela are nevoie de un sfat sincer și singura în măsură să o ajute în acest sens este Ana, prietena ei cea mai bună. Ce faci, draga mea? Bună, ce faci? Uite, nu prea bine. Cum adică nu prea bine? A venit Adrian la birou și... Bine, stai să încep cu începutul. Dar de ce ești așa agitată? Calmează-te, uite, ți-am luat un suc. Sărână, mersi. Plăcere. Ce miroase aici? A nimic. Ți se pare că miroase a ceva? Mie nu e bine, mă duc până la baie, vin imediat. Ok. Ce-ai pățit? Nimic, cred că m-am stresat foarte tare azi și m-am venit înapoi totul. Ce s-a întâmplat? Spune. Uite ce s-a întâmplat. Wow! Felicitări, chiar mă bucur pentru tine. E super. Păi și... Păi asta că și nu e bine. O cunosc pe Mirela de câțiva ani și știu, am mai avut relații eșuate, dar cu Adrian e altceva. Este foarte fericită în preajma lui. De ce nu e bine? Ce s-a întâmplat? Spune-mi, explică-mi. Hai că m-ai făcut... Mamele noastre s-au cunoscut. Și a fost un moment foarte ciudat. Păi și dacă s-au cunoscut, ce? Nu știu ce se întâmplă, erau tensionate amândouă. Ziceai că le-am dat cu un par în cap. Eu mă gândeam că o să se bucure pentru vestea asta. Mama cel puțin îl iubește pe Adrian, e disperată după el. Băi, Mire. Și dintr-o dată că nu, că găseau tot felul de motive să nu facem asta, că stai, că bine, acum n-a și tata. Băi, te rog eu frumos. Da, mă, gândește-te tata nici măcar n-are un an și eu o joc la nuntă. Mă, dar tu crezi că taică tu n-ar fi fericită acolo, să te vadă fericită la casa ta? Spune-mi acum, pe bune, serios, ce-i de te agiți atât? Chiar nu-mi place. Adrian e un băiat extraordinar, vă înțelegeți perfect. Mai rar găsești în zilele noastre un bărbat ca el. Sincer, chiar îmi place foarte mult. Vă stă foarte, foarte bine. Ana mi este prietenă cu adevărat, pentru că întotdeauna îmi spune lucrurile în față, oricât de neplăcute ar suna. E un bărbat mișto. Nu te mai agita așa, m-am asta e, lasă... și la birou acum, a venit să-mi aducă un buchet de flori și eu am fost... Băi, lasă-l în pace, da? Lasă-o în pace, că o să vorbesc eu cu ea. O să înțeleagă până la urmă. Te rog eu frumos, nu-ți mai face griji atât. Gândește-te că e fericirea ta în joc, da? Am certat și cu mama seară. Nu știu, se pun împotrivă, nu înțeleg ce... Poate că nu e momentul, poate ar trebui să mai așteptăm. Eu cred că e momentul, sincer. Ți-ai găsit bărbatul visurilor tale, crede-mă. Adrian e un bărbat superb, mișto, deci nu știu... E din toate punctele de vedere, cum trebuie. E acolo, e ce-ți trebuie ție. Lasă-le în pace, te rog eu frumos. Nu contează părerea lor, scuze-mă, că băi, mă și bulbui. Asta este vechea poveste cu soacrele. Se bagă unde nu ar trebui. Iar Mirela, din păcate, nu se poate detașa. Să vadă că nu are ce căuta mama ei acolo. Contează... E așa frumos inelul. E foarte superb. E superb. Doamne, și eu ce tâmpită, mai că l-am dat afară. Păi, tu nu ești sănătoasă la cap, sincer. Adică dai cu piciorul la un om ca el? Nu o să mai găsești niciodată. Nu vreau asta, păi nu și atunci... vreau, dar zic, poate că ne-am grăbit, poate nu e momentul. Nu v-ați grăbit deloc, lasă-o în pace pe maică-sa, ok? Tu gândește-te la fericirea ta și a lui, atât. Dar nu înțelegeau femeile astea, adică eu mă gândeam că se cunosc, că totul să fie super. Băi, gândește-te, ai avut vreo ceartă cu el înainte de acest eveniment? Nu. Înainte să se cunoască cele două, v-ați certat vreodată? Păi și atunci? Tu ai dreptate. Tu ce contează? Sunteți voi doi, atât. Dacă vă înțelegeți, e tot perfect. Nu mai contează ce din jur. Crede-mă. Ana are perfectă dreptate. Îmi distrug toată viața pentru un moft al mamelor noastre, eu să mă cer cu bărbatul vieții mele? Ai dreptate. Iartă-mă, dar vreau să mă duc la birou și să-l chem pe Adrian înapoi. Nu-i problemă. Hai și te și ne vedem în altă zi. Eu oricum săptămâna viitoare vreau să merg la shopping. Mă însoțești? Normal. Okay. Mulțumesc mult de tot. Băi, ce prostie era să fac. Totdeauna o să fiu alături de tine, da? Hai, mersi mult de tot, te pup. Și eu te pup. Pa, pa. Nu putem aici? Nu. Ai fost de tine. Și mă. Știu. Știu.
Eu chiar mă bucur că eu nu te-am ales pe tine. Aș, foarte bine, mai ales că m-ai iubit. Te-ai iubit? M-ai iubit, da. Te-ai iubit. Dacă te iubea pe tine, rămânea cu tine. Rămânea cu mine. El ce e, mă, mamă? Ce e, mă, sac? Mă, dar nu l-am luat de pe stradă, stai puțin. Pe la mese, pe la barul, acum ție nu-ți convine de măsa și automat orice vine de acolo nu e bun. Știi foarte bine că n-am suportat-o pe fetișca în aia. De-abia așteptat să scap de ea. Știu, dar știu și că ai gura mare. Și mă gândesc că ai vorbit ceva. Păi de unde să știu eu? Că i-am spus ceva. Wow, felicitări. Felicitări că mă bucur pentru voi. Dar ce de ești așa? Mirela, vreau să creștem copilul ăsta împreună. Vreau să aibă un viitor alături de noi. Vreau să fim o familie. E așa de greu să înțelegi lucrurile astea. Este corpul meu, alegerea mea, responsabilitatea mea. Întoarse la firmă, după discuția cu Ana, Mirela decide că este necesar să-l revadă pe Adrian, față de care nu a avut o atitudine tocmai potrivită. Dar iată ce surpriză! Adrian parcă i-ar fi citit gândurile Mirelei, pentru că este deja în biroul ei. Adrian, unde ești? Vreau să ne vedem imediat. Ești nebun la cap! Nu mai face asta niciodată! Te-ai speriat? Nu. Ce faci? Nu puteam să stau. N-am vrut să mă cer cu tine de dimineață. Știu, m-am văzut și eu cu Ana, m-am calmat. E o prostie ce facem. Te-ai văzut cu Ana? Mm-hmm. Și ce ți-ai zis? Că e o prostie și așa e o prostie. Știi cât de mult te iubesc. Și știi cât de mult îmi doresc să fiu alături de tine și să fim împreună. Și să oficializăm lucrul ăsta. Păi aproape că... Dar mai să le lăsăm pe ele cu ale lor și noi cu ale noastre. Stai, uite un cușa. Doamne, ești bun. Probabil. Dar sunt nebun după tine. Da, dar nu putem aici. Nu putem aici? Nu. Mi-a fost dor de tine. Și mie de tine. Ce te vreau? Și pentru seara, da? Mai că nu pot să mă concentrez la nimic. Contează. Iată un moment emoționant care dovedește că iubirea ce îi leagă pe cei doi îndrăgostiți este sinceră, reală și poate învinge orice. Inclusiv revolta unor mame care, deși se cunosc mai de mult, nu se simpatizează deloc. Dar oare care să fie motivul care a declanșat dușmânia lor acerbă? Ia zi, dragă, de ce m-ai chemat? Cu ce ocazie? Că speram să nu ne mai vedem niciodată. Nici eu nu-mi doream lucrul ăsta. În veci nu-mi doream să te văd. Atunci? Care e problema? Cum atunci? Hai să vedem cum facem să-i despărțim. Mie nu-mi convine relația asta. Mie nici atât. Bun, atunci găsește o idee. Ia să te văd. Eu? Nu te bagi. Eu nu mă bag în așa ceva. Și ce ai vrea să... Găsește tu, că tu ești obișnuită și ești învățată cu așa ceva. Tu cunoști toate mersurile. Ca de obicei, vorbești mult și prost. Nu. În loc să te gândești la copiii noștri. Eu nu vreau să am de-a face cu tine și cu fita. Nici eu, nici atât cu băiatul tău. Atunci de ce te retragi? Îți convine să mă vezi zi de zi, să ne facem prieteni și să nu fim? Nu. Nu-mi doresc așa ceva. Ar fi un coșmar să mă prefac că mă înțeleg cu Ralu ca o viață întreagă. Nu există așa ceva. Și ai grijă cum faci, că ești expertă în așa ceva, ca să-i desparți. Ai grijă cum procedezi, că nu-mi face nicio plăcere să te mai văd vreodată în viața mea. Ai rămas tot așa o femeie nebună. Eu nebună? Da, bineînțeles. Nu mi-e rușine. Nu-ți e rușine. De ce? De tine? Tu. Ai venit în casa mea, te-am primit în casa mea. Eiha. Te-am omenit. Ai fost cea mai bună prietenă ca așa o soră. Și mi-ai luat bărbatul. Ți l-am luat eu? Luat nu bărbatul. Sunt eu de vină că el m-a iubit pe mine. Pe tine? Nu sunt eu de vină că a fost și cu tine. Păi altfel ai ar fi fost cu mine. Ai știut cum să te comporți ca să-l iei, ca să poți să beneficiezi după urma lui. Așa și? Aș știu să mă port frumos cu el, tu n-ai știut. Ești o profitoare. Nu permit la nimeni să mă jignească pe mine. Mai ales Raluca. Ionuț, aș știu de ce m-a ales pe mine. Dacă Lavinia crede că după atâția ani eu am uitat răul pe care mi l-a făcut, se înșeală. Știi ceva? Eu chiar mă bucur că eu nu te-am ales pe tine.
Așa, foarte bine, mai ales că m-a iubit. Te-a iubit. M-a iubit, da. Te-a iubit. Dacă te iubea pe tine, rămânea cu tine. Rămânea cu mine. Ce zici? Ia gândește-te. Eu, logic. Băi, eu cel puțin am făcut o carieră. Aoleo. Mi-am văzut de viața mea. Datorită lui eu nu ți-ai făcut carieră. Iar tu, am făcut studiile mele, eu mi le-am făcut și am ajuns ceva. Iar tu ce? Cânti prin toate barurile, prin toate bodegile, prin toate restaurantele. Și te-a deranjat pe tine. Ești o mare... Dacă nu era Ionuț, nu erai, erai tot la fel ca mine. Nu. Așa că lasă firicăturile astea. Eu am o carieră și am și firmă de avocatură în care mi-am educat fata. Vai, doamna în care avocată. Să ajungă și ea ceva. Vai, pe tu. Când tu, ca drept dovadă, eu... ți-ai educat băiatul după cum ești și tu. Lavinia nu o merită pe fata mea și nici Adrian, pentru că seamănă cu taică-su. Nesimțită! Atât a știut toată viața ei să jignească. Atât! Băiatul meu este băiatul meu, Mirela, fiica ta nici la degetul al mic n-ajunge la băiatul meu. Hai, știi ceva? Gata. Hai, vezi cum faci. Ți-am mai spus să o repet. Lasă că o să te anunț eu cum fac. Rezolv eu problema. Trecutul le-a transformat pe Raluca și pe Lavinia în dușmance de moarte. Din păcate, ura le întunecă judecata într-atât încât se lasă conduse doar de o mândrie exacerbată și de un egoism fără margini. Ecuație în care iubirea copiilor lor nici nu mai contează. Doar că pentru Mirela și Adrian, doar fericirea lor contează. Motiv pentru care sunt hotărâți să înceapă pregătirile de nuntă, care pornesc, bineînțeles, cu alegerea rochiei de mireasă. Nu mi-am închipuit niciodată că e atât de greu să alegi o rochie de mireasă. Mi-aș fi dorit să fie mama aici să mă ajute. Cum e iubirea mea? Tot în regulă? Tam, taram, taram. Wow. Cum e? Superbă. Așa ca tine. Da? Mm-hmm. Știu, parcă mânecile astea nu-s cam mult? Nu. Mie îmi place. Așa ai zis și de celelalte trei. Ție-ți plac toate. Ești o femeie frumoasă. Da, da. Tu faci rochiile astea, nu ele te fac pe tine. Nu știu ce să zic. Mie îmi place. Nu știu cum sunt alte mirese, dar eu vreau să mă văd cu rochia prima dată. Restul le aranjăm noi pe urmă. Chiar arată superb în oricare dintre ele. Până la urmă, ce contează? Albă să fie. Ce faceți, mă, voi aici? A? Ce faci? O probezi în rochie de mireasă? Rochia asta alo, eu trebuia alo, să o opor, alo, nu tu, alo. Nu tu! În primul ce, rând, ce cauți aici cu ea? Spune-mi și mie! Cine ești tu, în primul cum adică primul cine sunt eu? De 5 ani de zile cât am fost împreună, mă întrebi acum cine sunt eu? Cine e ea? Ce se întâmplă? Nu mai țipa! 5 ani de zile? Te rog frumos să ieși! De câteva luni nu mai vorbim și gata pe ea o iei! Ia uite ce caută în rochie de mireasă, explică și mie, te rog frumos! Nu mai țipa și ieși din magazin că ne faci de râs, nu știu cine ești! Nu știi cine ești? Nu mai cunoști acum, nu? Nu știu cine ești! Nu? Nu, și nu știu ce cauți aici! Cine ești, mă, fată, cu ce te ocupi? Ce caută Georgiana aici? Ceva mai rău cred că nu se putea întâmpla. Adevărul este că mă doare foarte tare. Nu ea trebuia să poarte rochia de mireasă. Eu trebuia să o port. După 5 ani de zile cât am așteptat. Nu știu cine e, dragă, Doamne, nu știu. Doamne Dumnezeule, vă rog frumos, scoateți-o pe asta de aici. Ai, nu știu cine ești de aici, te rog frumos. Lasă, dragă, mă bucur că am scăpat de tine în primul rând. Și nu știu de ce ai scăpat. Să-și bată în joc de tine așa cum și-a bătut și de mine. Femeie, nu știu de ce ai scăpat de aici. Mulțumesc că am scăpat de tine. Unde ar trebui să fii dută la Balamuc? Mă, ce înseamnă asta? Cine este fata asta? Nu știu, dragă, cine e, habar n-am. Cum adică nu, nu știi cine e, dar se pare că ea știe cine ești tu. Acum am văzut-o prima dată, nu știu. Și cum să vin aici în momentul ăsta? Înseamnă că poate, știe... Poate ne-a confundat, poate m-a confundat. Habar n-am văzut-o în viața mea. Băi, lasă-mă cu confundările astea și cu toate astea, că văd că te știe de câteva luni, nu mai vorbi și nu știu ce, cum adică? Nu am nicio treabă cu ea, nu știu cine e ea și... Habar n-am, ce-i cu tot circul ăsta? Cine e fata asta? De unde știa ea că suntem aici? De unde până unde să-mi facă mie Adrian rău? Ce e toată povestea asta? Nu pot să-i spun Mirelei ce trecut mă leagă de Georgiana. Sunt sigur că anumite lucruri nu le-ar înțelege. Adrian, nu mă mai minți! Măcar acum, în ultimul ceas! Te mint, dragă, cu absolut vreau nimic! Vreau adevărul și nimic altceva! Gata, nimic. Lasă-mă cu aberațiile astea! Nu știu cine este! Nu se poate să vină asta și să facă circul ăsta așa eu și tu să nu știi! Eu care a intrat aici și probabil l-a confundat. N-am nicio legătură cu ea! Da, cred că... Apariția ca din senina misterioasei Georgiana îl pune pe Adrian într-o situație foarte delicată, mai ales că alege să o mintă pe Mirela. Nu mi s-a întâmplat niciodată un lucru atât de jenant. Cu ce am greșit ca să merit eu momentul ăsta penibil? Trecutul meu nu mă reprezintă și nu-i pot spune Mirelei că am profitat de anumite femei. E clar că nu m-ar ajuta în relația cu ea.
Mirela. Nu ai ce... Mirela, te rog frumos. Mirela, te rog frumos. Nu vreau să plecăm de aici, iertați. Te rog frumos, înțelegi. Hai de dat niște explicații este. Pe care nu le vreau în momentul ăsta. Sunt foarte nervoasă și lasă-mă în pace. Mirela, nu știu cine este. Mirela, stai. Nu poți să zici așa Mirela. Ceva. Ce dezamăgire pentru Mirela! Adrian nu pare să fie bărbatul sincer care pretinde a fi. Mai mult, destăinuirea pe care ne-o face despre trecutul lui nu îl onorează. Oricum, dat fiind incidentul cu Georgiana, Adrian are mari șanse să o piardă pe Mirela definitiv. Situație în care cea mai fericită ar fi însăși mama lui. Am tot încercat să o sun pe Georgiana și fără niciun succes. Nu îmi răspunde la telefon. Nu înțeleg de ce a făcut tot scandalul ăla monstru dacă acum nu răspunde. Bună, mamă! Bună, copilul. Ce faci? Ce să fac? Sunt plin de nervi, mamă. Sunt plin de nervi. Ei, calmează-te. Ce s-a întâmplat? Ce să se întâmple? Am fost cu Mirela la... să probeze rochile alea de mireasă și... Așa. M-am trezit acolo cu Georgiana. Da. Calmează, cu Georgiana? Nu să mă calmez, da, m-am trezit cu Georgiana acolo. Păi ce căutai acolo? Păi eu de unde vrei să știu? Eu de unde să știu? M-am trezit pur și simplu cu ea acolo. Și a început să facă scandal, a început să facă ca toate animalele pădurii. Păi a țipat la asta, a țipat la mine. De-abia am reușit, am dat-o afară de acolo. Păi de unde știu, măi, de Georgiana? Nu știu de unde a știut. Tocmai de asta am și venit la tine. Nu i-ai spus nimic, n-ai vorbit nimic cu ea. Mamă, să... spune-mi dacă ai făcut ceva. Te rog frumos, calmează-te. Ce să-i spun eu, că tu știi foarte bine că eu nu plăceam pe ea. De unde și până unde? Nu știu. Păi și de unde putea să afle? De unde putea să știi? De unde era să știu că tu te duci la rochii de mireasă? De unde am știut? Eu mi-ai spus mie cumva? Mama, m-a terminat. Deci m-a terminat. M-am certat cu Mirela în ultimul hal. Păi și cu ce sunt eu de vină? Parcă s-a oprit pământul la fata asta. Sunt atâtea fete pe pământ. Ce-o fi văzut la asta? Simt că-mi explodează capul de nervi. Georgiana nu m-a căutat deloc în ultimele luni. Și fix astăzi s-a găsit să mă caute și culmea m-a și găsit. Știi foarte bine că n-am suportat-o pe fetișcana aia. De-abia așteptam să scap de ea. Știu, dar știu și că ai gura mare. Și mă gândesc că ai vorbit ceva. Păi de unde să știu eu? Că i-ai spus ceva. De unde să știu eu că tu te duci acolo? Cu Mirela, de unde era să știu eu? Ca să trebuie eu pe Georgiana. Spune-mi și mie ce fac eu acum. Spune-mi și mie ce fac eu acum. Uite-mă, mamă, ce să faci? Ăsta sigur e un semn că voi doi nu trebuie să fiți împreună. Hai, domnule, lasă-mă în pace, e un semn. Pe bune, e un semn? Păi ce stâmpenii astea? Păi este, că altfel nu se ia problema asta. Deci eu am o problemă, vin la tine, încerc să mă gândesc cum să o rezolv și tu mă bași mai tare în groapă. Cum adică vrei să spui că nu, până la urmă care-i faza? Nu, eu deschid ochii să vezi realitatea. Care e realitatea? Ce e? Asta are este, fata este ghinion și nu merge treaba. Nu e să fie cu Mirela, na. Dom'le, tu, dumneata, crezi că încredezi toată viața pe ghinioane și pe dat în capele? Pe bune? Fata asta este extraordinară. Deci hai, că întregi măsura cu mine. Nu întregi măsura, fata asta este extraordinară. Cu ce a greșit față de tine? Cu ce a greșit față de mine? De ce vorbești așa de ea? Nu a greșit, n-am nimic cu Mirela. Păi și atunci, dacă s-a evit problema asta, înseamnă că nu e să fie să fii cu ea. Ce, s-au predat fetele din România? Ai pus ochii asta și asta? Nu ne înțelegem. Tu nu poți să înțelegi că eu iubesc pe femeia asta? Tu nu poți să înțelegi că eu îmi doresc să am un viitor alături de femeia asta? Și tu tot bagi bățul prin gard. Băiatul, mame, nici măcar nu o cunoști. Bine și... Nu o cunosc. Bați piun, hai că pe asta. O cunosc foarte bine. E femeia pe care mi-o doresc alături. Nu o cunosc o viață, lasă că știu eu ce spun. O viață nu cunoști un om. Dacă o luăm așa să fie așa, nu te uita la mine ca la monstru. Eu sunt mama ta și nu te văd niciodată de rău. Nu mă dau și nu mă las. Oricum se vor despărți așa cum văd eu lucrurile, na. Auzi la ea, poate ăsta ar fi un semn să ne despărțim. Știe ea ceva. Cu siguranță știe. Și o să aflu ce anume. Da, mamă, lasă-mă în durerea mea. Lasă-mă în supărarea mea, că și așa le-am palemele. Ok, am înțeles care e punctul tău de vedere. Să fii sănătoasă. Fii tu nervos că deja m-ai supărat și pe mine. Nu pot și eu să am și eu liniște să savrez o cafea. Ei, drăcia. Relația Mirelei cu Adrian a întâmpinat obstacole încă de la început. Întâi prin împotrivirea unor mame ipocrite care s-a dovedit că ascund de fapt o dușmănie de ani, ca apoi situația să se complice din cauza lui Adrian, mai exact a trecutului său îndoielnic și a fostei lui iubită Georgiana, apărută parcă din neant în cel mai nepotrivit moment, cu scopul clar de a se răzbuna. Bine că a venit fata asta să-ți deschidă capul.
că acum ești și tu mulțumită de ceea ce ai auzit. Și ești nu fericită că măcar nu te-ai, măcar n-ai apucat să faci un pas cu băiatul ăsta. Nu sunt mulțumită de situația asta absolut deloc. Și este ceva suspect. Fii fericită că ai auzit măcar. Fii fericită că măcar ai auzit adevărul. Păi asta este. Și că n-ai făcut auzit un pas greșit. Cum? Măi, eu nu știu, mă, mamă, câți băieți ai avut tu, câți prieteni ai avut tu, câți te-au plăcut pe tine și tu te-ai oprit numai la băiatul ăsta. O clipă. Dar pe el îl iubesc, nu pe ceilalți. Ce e atât de greu de înțeles? Pe cum? Pe cum, cum? Tu cum îl iubeai pe tata? Uite, așa îl iubesc eu pe el. Dragă, tu ești în primul rând că tu ești avocată. Tu te tragi din familie bună. El ce e, mă, mamă? Ce e, mă, să cântă cântăreață pe la... Stai puțin. Pe la mese, pe la... Acum ție nu-ți convine de măsa și automat orice vine de acolo nu e bun. Și tu? Și ce? Tu muncești ca să-l ții pe el? Păi de-aia ești tu, de-aia muncești tu? De-aia muncești, mamă? Nu, mamă, te-am învățat prost, aici eu greșesc. Eu e greșeala mea, adevărat. Că eu te-am învățat să nu prețuiești banul. Să iei unul cu bani. A zis că dacă reușești tu și ai tu bani și te descurci, tu e bine, dar nu e bine așa. Mama, în loc să mă liniștească, mai tare mă enervează. Auzi idee, să-mi caut unul cu bani. Păi și cu dragostea ce facem? Sentimente? Asta nu mai contează? Pentru că un bărbat trebuie să aducă banul în casă să întrețină casa, nu femeia. Ia stai, adică tu ce-mi spui mie acum? Că eu ar trebui să mă uit la cineva care are bani și să fiu cu ăla pentru că are bani? Tu te auzi ce vorbești? Nu, dar nici coate goale așa. Ce coate goale? Nici, are un magazin care întreții, funcționează, tu, mamică, nu stă să-i dau eu bani. Pentru că acum e bine. Acum e bine, e dragoste, îl iubești. Și să vezi tu când ți-o trece dragostea prin stomac și nu-i avea bănișori. Și să vezi tu cum se strică și căruța. Și am să muncesc, domnule, tu ai impresia că eu renunț și la carieră? Și nu te supăra ce? Pe mine. Tu ești o fată cultă. Cum poți să iei un băiat care lucrează hai la un chioșc? Gata, cum? Deja îl jicnești și asta mă deranjează. Un băiat de cartier. Dar nu ai tu de unde să îl judești tu pe el că nu are 700 de mii de diplome și nu știu câte facultăți? Știi ceva? Și gata, e... Hai, lasă-mă. Știi ceva? Eu mă duc la cumpărături. Drum bun. Adrian s-a comportat cu mine întotdeauna frumos, ca un domn. Mi-este foarte greu să cred că i-ar face rău unei alte femei sau să-și bată joc de ea. Raluca profită în cel mai egoist mod de faptul că fiica ei este dezorientată de tot ce i s-a întâmplat și încearcă să-i distrugă relația. Doar că de data aceasta Mirela este cea care nu vrea să renunțe la bărbatul pe care îl iubește până nu are o dovadă clară a nevinovăției lui. Acum se explică toate stările de rău ale Mirelei, doar că sarcina nu face decât să complice și mai mult lucrurile, de unde și îngrijorarea ei într-un moment în care ar trebui să fie foarte fericită. Din nou vulnerabilă, Mirela are nevoie de sprijin din partea Anei. Bună! Ce faci? Bine, tu? Cum ești? Bine și eu. Ce ai, de ce ești așa îngândurat? Ce s-a întâmplat? Uite ce-am. Wow! Felicitări! Știam sigur că este însărcinată. Încă de data trecută, de când m-am văzut cu ea. Sunt foarte fericită pentru ea. Felicitări, că mă bucur pentru voi. Dar ce-i de ești așa? Păi, nu. S-au întâmplat niște lucruri foarte aiurea. Știi că ți-am zis că mergem să probăm, să probezi rochiile alea de mireasă. Și ce-i cu botul ăsta? Tu nu ești fericită? Totul bine și frumos. Bebe. Până la un moment dat când a intrat o tipă, una blondă, pe scandal, că o să văd eu ce o să pățesc, că o să-și bată și el joc de mine, nu știu, s-a vorbit mult. Măi, fată, lasă! Fostă de-a lui, care ea trebuia să fie în locul meu, că de asta nu mai vorbește cu ea de câteva luni, că e cu mine și părea că-l știe și că și el o știe și nu e ok. Băi, lasă fostele lui, da? Înțelegi ce zic? Bă, că și tu ai avut poștii, ba, așa este. Tu trebuie să fii fericit acum, să radiezi de fericire. Vă vine un copil. Acum stăm să judecăm trecutul și că mai avut e relații. Asta e. S-a întâmplat, s-a întâmplat. La fiecare dintre noi ni se întâmplă. Să avem fost de foști. Tu trebuie să ai încredere în el, da? El este bărbatul tău. E bărbatul la care ții. El a zis că nu o cunoaște, că nu știe cine e, că e o nebună, dar eu nu cred asta. Nu, fată, tu ai încredere în el?
Dacă nu e încredere, nu e nimic, să știi. Am încredere în el, dar nu cu asta, nu mă așteptam să întâmple așa ceva. Și fix în momentul ăla, de unde știa aia că noi suntem acolo și probăm... Băi, Mirela, el era cu tine, nu era cu aia, da? Înțelegi? Și chiar dacă ar fi fost vreo fostă, nu trebuie să te intereseze, tu trebuie să ai încredere în el, da? Că te iubește foarte mult, vă înțelegeți foarte bine, da? Sunteți un cuplu perfect. Vă vine un copil acum, ce mai vrei? Nu mai aberată, te rog frumos, astea sunt niște discuții inutile, care nu și-au rostul. Păi, dar nu înțeleg de ce se întâmplă toate lucrurile mai acum, fată, așa. Măi, fată, înțelege! Înțelege ce vreau să spun? Astea sunt niște chestii pe care nu ar trebui să le discuți. Tot ce contează acum este că o să vă vină un copil și că voi vă înțelegeți, vă iubiți. Nu mai, lasă trecutul în urmă, da? Trăiește prezentul și viitorul. Deci nu vreau să te mai aud, te rog frumos. De când mamele noastre s-au cunoscut, totul a început să devină foarte dificil și se întâmplă numai lucruri ciudate. Oare asta să fie greșeala noastră? Eu nu pot să fac copilul ăsta singură. Te rog frumos să nu te aud de chestia asta. Chiar nu vreau să te aud, da? Ai un om care te iubește, te respectă, te susține. Tu ești chiar cu capul? Serios? Nu vreau să aud chestia asta. Gata, m-a enervat rău de tot. Chiar nu am ce să mai discut cu tine. Deci nu, deci până la copil, te rog frumos. Chiar m-a enervat. Nu vreau să mai am, nu vreau să mai discut nimic. Gata. La revedere. Incertitudinea este sfâșietoare pentru Mirela. Ea iubește un bărbat pe care nu înțelege de ce destinul îl refuză și nici nu se poate bucura de cel mai de preț dar, acela de a fi mamă. Ana, în schimb, nu poate accepta ideea ca prietena ei să facă alegeri pe care să le regrete toată viața. Astfel că suntem tare curioși să aflăm cum va decide să acționeze în continuare. Alo, da? Alo, bună, Adrian, și scuze-mă că te deranjez. Stai așa, stai puțin, că m-ai luat ca din oală. Ce s-a întâmplat? Măi, nu s-a întâmplat nimic grav, doar că Mirela este însărcinată. Și este însărcinată. Mirela? Da, Mirela este însărcinată. Serios? Da, vorbesc foarte serios. Și... Mirela însărcinată? Da. Cum te știi? Mi-a spus chiar ea, acum. Și nu are de gând să fie acest copil. Te rog eu mult de tot să vorbești cu ea. Eu chiar nu mai am ce să mai discut. Femeia asta... e sub orice critică, adică chiar nu înțelege ce vreau să-i spun. Eu vă vreau binele la amândoi, vreau să fiți împreună, pentru că știu că vă iubiți. O susții foarte mult, ești alături de ea și chiar ar fi păcat să nu fie copilul ăsta. Îți mulțumesc mult că mi-ai spus, o să plec chiar acum spre ea. Bine, hai, te rog eu mult. Nu știu absolut nimic. Știu că nu ți-a spus, te rog eu mult de tot să vorbești cu ea și să încerci să o faci pe cât se poate să înțeleagă. Ok. Bine, Adrian, bine, te pup, mersi, pa, 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 pa. Deși a luat decizia de a vorbi cu Adrian fără acordul Mirelei, Ana își susține părerea fermă că cei doi îndrăgostiți merită șansa de a fi împreună și de a forma o familie fericită. Doar că, indiferent de părerea Anei, decizia finală despre relația cu Adrian și copilul din pântec îi aparține exclusiv Mirelei, nu-i așa? Mirela! Stai puțin, te rog, stai puțin. Vreau să vorbesc cu tine. Ți-am zis că nu am ce să vorbesc cu tine până când nu mi-aduce o dovadă. Să-mi explici și mie ce e cu fata asta. Mirela, și... dă-mi două secunde să-ți explic. Te rog mult de tot. Dar de ce vrei tu să facem discuția asta acum aici? Pentru că mi-e doar de tine, pentru că am aflat niște lucruri, pentru că vreau să vorbesc uite, cu tine. Păi uite, și eu am aflat niște lucruri. Mirela, cea mai mare dovadă de dragoste este inelul pe care ți l-am dat. E cea mai mare dovadă. Nu contează cine e aia, de ce a venit, ce a făcut, păi și așa mai departe. Contează. Cum nu contează? Nu contează, pentru contează că pentru mine. Cel mai important este ca noi să fim bine. Noi contăm, nu trecuturile noastre, nu vă interesează pe mine ce ai făcut tu cu ani de zile în urmă, nu mă interesează, pentru mine contezi tu. Bun, dar de ce m-ai mințit? Când tu de fapt o cunoști și îmi spui mie că nu? Nu am de gând să las garda jos nicio secundă. Toate lucrurile astea au un rost și vreau să aflu care este adevărul. Dacă o găsesc pe Georgiana, nu știu de ce aș fi în stare să-i fac. Pentru tot răul pe care l-a provocat relației mele. Mirela, nu o cunosc și n-am ce treabă cu ea. Nu mă mai minți. Nu te mint, pur și simplu. Și nu am nicio... place. Nu am nicio legătură cu ea, înțelege. Păi pur și simplu. Dacă ne mințim de acum, ce rost are și inel și toți pașii ăștia și tot ce se întâmplă? Inelul ți l-am oferit pentru că te iubesc și îmi doresc o relație cu tine. Îmi doresc să fim împreună și să clădim ceva împreună. Eu vreau să fiu cu un om în care pot să am deplină încredere. Mamă, ești, jur că ești. Nu am nicio legătură cu acea femeie. Nu am nicio legătură, nu are nicio legătură cu mine. Nu mi-a spus ceva. Nu ți-a spus absolut nimic. Singurul lucru pe care pot să ți-l spun și e cât se poate de concret este că te iubesc și că țin la tine și îmi doresc să am relația asta bine, cu tine. Bine, atunci spune-mi adevărul. Păi adevărul este că m-a sunat
prietena ta să-mi spună că ești însărcinată și că nu vrei să păstrezi copilul. Eram sigură că nu poate să-și țină gura. Da, așa este. Dar nu e normal să-mi spui și mie, apropo, de cine pe cine minte? Până nu, nu e ce? Vreau să iau o decizie. Mirela, te iubesc și îmi doresc să avem o relație împreună și să avem un copil. Și dacă acest copil există, vreau să-l păstrezi. Nu înțeleg de ce ascunzi de mine lucrurile astea. Uite că nu sunt atât de sigură dacă vreau să fac asta cu tine. Nu ești atât de sigură? Da, nu sunt. Dacă copilul ăsta pățește ceva, abia atunci o să vadă Georgiana de ce sunt în stare. Nu cred că nu are nicio legătură cu femeia aia. Nu vrea să spună adevărul și nu înțeleg pentru ce se ascunde atât. Ok. Ce ai pe deget în momentul ăsta? Te-ai certat cu mine, dacă nu era atât de sigură, îl scoteai de pe deget, era aruncat de mult. E la tine pe deget. Vreau să mă mai gândesc un pic și nu vreau să mă stresez și să mă presez cu chestiile astea. Dar nu te stresez. E corpul meu și eu aleg ceea ce vreau să fac, da? Măi, femeie, înțelegi că te iubesc, înțelegi că țin la tine, îmi doresc foarte mult relația asta și mă bucură nespus acest copil de care n-ai vrut să-mi spui. Și tu mă minți în continuare, de ce fata asta? Eram într-un magazin și a intrat peste noi. Habar n-am cine, ți-am explicat și atunci îți spun același lucru și acum. Nu am nicio legătură cu ea. Eu zmintită care a intrat în magazin. Nu cunoști, știi de ea. Ok, dacă merg cu tine pe stradă de mână și te oprește unul și începe și face ce a făcut fata aia în magazin, deci eu ce ar trebui să cred? Deci ce ai spus tu mie acum mă face să cred că ce a spus ea e adevărat sau cel puțin pe jumătate adevărat. Nu este deloc adevărat. N-am nicio legătură cu acea femeie, nu o cunosc, nu mă interesează și dacă ar fi să presupunem că ar fi și ar face parte din trecutul meu, e trecutul meu și nu cred că te intereseze pe și tine, cum nici pe mine nu mă interesează trecutul tău. Este greu să recunoști, da, domnule, nu am nicio legătură cu ea, vrei să spun că am o legătură cu ea doar ca să spun ție? Nu că ai o legătură, că aoleu, nu înțelegi și răstămăcești cuvintele, mă enervezi. Mirela, și mă ții și în frig aici. Mirela, vreau să creștem copilul ăsta împreună. Vreau să aibă un viitor alături de noi. Vreau să fim o familie. E așa de greu să înțelegi lucrurile astea. Este corpul meu, alegerea mea, responsabilitatea mea. O să te anunț de ce decizie am luat. Pa! Devine tot mai derutant faptul că Adrian continuă să-i ascundă Mirelei adevărul despre Georgiana, ca pe de altă parte să susțină cu toată tăria că este sincer și își dorește un viitor și o familie alături de femeia iubită. Dacă vă era cumva dor de distinsele doamne Raluca și Lavinia, le veți putea revedea în continuare, deși după ultima lor discuție ne-au dat de înțeles foarte clar că nu-și mai doresc să se revadă vreodată. Cu toate acestea, Raluca a răspuns invitației Laviniei, deci iată-le din nou împreună. Oare ce mai pun la cale de data aceasta? De ce m-ai chemat? Cum de ce te-am chemat? Care-i gata! Scop? Am rezolvat problema că tu n-ai vrut să-ți murdărești mâine. Uite că mi l-am murdărit eu. Ți l-ai murdărit? Da. Toată viața ai fost o parșivă, așa și? O mincinoasă, o profitoare. Toată viața vai ta, tu. De când te știu, te-am primit în fost? Casa mea, te-am omenit, te-ai culcat cu mine acolo în casă, ți-am dat să mănânci așa. Și mi-ai luat bărbatul. Ca drept răsplată. M-ai iubit ca pe drept... mine, nu pe tine. Da. Ei, fii atent de ce spun. Ai fost o profitoare, că știu care bani. Nu, asta e subiectul de discuție. Dar care e subiectul? Trebuie să-mi dai 2000 de euro. Să-ți dau eu 2000 da, de euro? Da, 2000 de euro. Ce vorbești? Pentru că afacerea asta costă deranjul extraordinar, meu. Extraordinar, extraordinar. Ce vrei? Vorbești? Nu vrei? Foarte bine. Ce vorbești? Ai profitat destul după urma. Îl sun eu pe Adrian acum. După urma mea ai profitat destul. Și ar trebui să plătești singura. Ce voi spune eu lui Adrian pe mine ca mamă? Pentru ce să... Pentru ce? Ce faci? Pentru ce? Nu, nu, nu. Fii atent de ce spun. Te rog foarte mult. Te rog foarte mult. Dacă Adrian află adevărul, s-a terminat cu tine și cu Fita. Ce să afle adevărul? Pentru ce să afle adevărul? Ei voi pentru spune ce că să afle tu... adevărul? Să-i spui ce ai făcut tu la viața ta. Taci din gură, nenorocită ce ești. Nenorocită ești tu. Taci din gură că s-a ajuns pe rău ești tu, pentru că ai cântat și cânti prin barul așa, și ai fost... și te-ai așa, obligat tu că eu cu toți bărbații da. Și veneai, da, un caracter împuțit. Nu mă oftic. Oftici, e silă să mă uit la tine. Lavinia crede că s-a întâlnit hoțul cu prostul. Nu-i merge cu mine. Mi-e silă. Îți spun eu, tu dacă te uiți în oglindă să spargi oglinda cu tine. Să te uiți tu în oglindă să vezi cum arăți. După nopți nedormite, dormim prin baruri, te-ai duci prin șanțuri, poate ai dormit. N-ai, da, și-ai venit la mine că n-aveai ce să mănânci și eu te-am primit cu brațele deschise și te-am dat să mănânci. Eu nu am fost obețivă ca tine. Ba da, nu, nu, am cinstit, nu, chiar dacă obețivă prin baruri, ai stat toată viața și ai cântat și te-ai dus pe mine. Și te-ai dus la mesele, la tot și ai cerșit. De-aia m-a ales bărbatul tău pe mine. Da, că a fost de calitate față de tine. Ai știut să minți și să cerșești. Dă telefonul că eu îl sun pe băiat acum. Nu sun nimic. Ia mâna după mine. Treaba este foarte simplă. Eu știu cum o să ies bazma curată. Însă ea, dacă nu-mi dă ce vreau eu, un fund rău de tot.
Nu-ți dau nimic, fata mea o să mă creadă pe mine. Dă telefonul să-l sun pe Adrian. Nu, de ce să-l sun? Dă telefonul pe Adrian, ia mâna după mine. De ce să-l sun? Fata mea o să mă creadă pe mine, nu pe tine, că ești mincinoasă. Pe mine o să mă creadă. O mincinoasă ai fost toată viața și ești. Nu vreau să am de-a face cu tine și cu fiita, să te desprezi cu asta. Acum trebuie să afli. Ia mâna după mine. Dă-i telefonul pe Adrian. Ce se întâmplă aici? Vă aud de afară. De pe casa scării vă aud cum țipați. Cum vă înjurați, cum vă spurcați. Nimic, Adi. Păi, Adrian, nimic nu se întâmplă, nu se întâmplă nimic. Vorbeam cu noi. Să nu se întâmple, domnule, nimic când urlați în continuu. Ne-am aprins un pic, mamă, stai liniștit că nu e. V-ați aprins un pic? Pe bune? Doamna Raluca, mamă, de unde vă cunoașteți voi? În momentul ăsta vreau să-mi spuneți adevărul. Odată surprinse în plin scandal, Raluca și Lavinia nu mai pot da înapoi și se văd nevoite să spună adevărul despre trecutul lor, sursa centrală și majoră a nefericirii lui Adrian și a Mirelei. Doar că, de îndată ce este deschisă cutia Pandorei, tot răul iese la iveală, însă nu fără a lăsa consecințe. Eu vreau să știu care e adevărul. Vreau să știu care este adevărul. V-am prins aici pe scandal, efectiv, certându-vă. Când? Nu. Da, Adriane. A fost niște schimbări de vorbe și ne-am agitat. Ce schimbări de vorbe? Că urlați una la alta. Îți spun adevărul eu. Ce adevăr? Eu cu mama ta, acum 30 de ani, am fost prietene. Doamne ferește, nici nu o cunosc. Cum prietene că... bune chiar. Acum 30 și mie de ani? Ce nu mi-ai zis nimic? De asta e. Nu știu ce invocă femeia asta, e nebună. Pe bune? Doamnă. Da. Mama, așa este! Nu pare că spune adevărul! Nu ia razna femeia asta! Nu e adevărat. Ascultă ce spun eu, Adriane. Și am primit-o la mine în casă. I-am dat să mănânce, am stat la mine în casă, că n-avea unde să stea. Și tu, în tot timpul ăsta, nu mi-ai spus nimic! Măi, copile, nu știu de unde le scoate! Dar cu mine nu ai vorbit lucrurile astea? De ce? Pentru că nu era casă. Ce motiv ar avea să spună toate astea? Nu știu, să ne facă ceartă în casă, ca să te atragă de partea ei, sigur asta vrea să facă. Ei, că ne-ați făcut voi nouă ceartă până la urmă. Tu să nu vorbești nu în fața mea. Nu vi s-a părut ciudat momentul în care ați făcut cunoștință cu da, toții a fost ca o foarte familie? Ciudat. Foarte ciudat. Da. Mama mea e un om bun. Eu nu am văzut-o niciodată atât de crispată, atât de nervoasă, iritată. Orice secundă de stat în această încăpere... Și reacția a fost din partea amândurora. Mi se pare faptul că... O bună perioadă de timp nu au avut nimic de împărțit. Și deodată, în momentul în care s-au văzut, au luat-o razna amândouă. Totuși, doamna Raluca susține că se cunosc, că au un trecut, că au un istoric, da. Și maică-ta susține că habar nu are cine este această femeie. Mamă, spune-mi cine minte. Clar cineva minte, clar cineva încearcă să spună ia adevărul. Minte. Ia, nu e adevărat. Eu nu o cunosc, n-am văzut viața mea. Adevărul. Mamă, nu este adevărat. Dacă este adevărat, spune-mi adevărul. Mamă, dacă ce adevăr, mamă, vrei să spun? Ce adevăr vrei să spun? Cum adică femeia asta spune niște lucruri și tu eu spui că nu? Eu nu știu de scoase. Nu știu. Adriane, mama ta e o mincinoasă. De când o știu eu și de când mi-a fost prietenă și de cât am în tinerețe, cât am stat împreună, cea mai ceva fața mincinoasă femeie, mamă. Să spui aceste cuvinte. Cea mai mincinoasă. Că fiul meu știe cum sunt. Și dacă ați fost prietene, acum... Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat în tot timpul ăsta? De ce nouă nu ne-ați spus nimic? Ia întreabă. Vedem, spune. Îți spune adevărul? Întreabă tu. Mamă, ce s-a întâmplat? Nu știu, mamă, nu știu. Nu știu. Haideți, doamnă, că așa nu rezolvăm nimic. Stăm și ne învârtim în jurul cozii. Și... Tu nu te băga între mine și să doamne. Doamna Lavinia. Între mine și el. Doamna Lavinia. Cum adică? Credeți că veți reuși? Ce, ce mi-ați spus? Nu e cazul de măritat, nu e cazul păi, de nimic. Păi da, pentru că nu te cunoaștem bine, așa este. Extraordinar, de ziceți doamna că Lavinia, voi credeți că vă el. Ajută să mințiți în continuare? Asta e culmea. Credeți că nu se va afla adevărul? Măi copil, eu nu știu ce vorbește această femeie, nebună. Măi, mamă, dar nici să nu spui mie lucrurile astea? Cum adică? De ce să te ascunzi așa? Mamă, nu era momentul. Uite, acum a sosit momentul să spun. De ce susține, practic, doamna Lavinia că nu v-ar cunoaște? Nu știu de ce ceva susține. Ceva ce și-a dorit să ascundă pentru că eu am din trecutul vostru? Eu am foarte multe motive și foarte multe dovezi. Foarte multe dovezi am cu ea din tinerețe. Ce când mergeam la cu Costinești, mine? La mare... Și mergea și ea cu noi împreună. Deci am foarte multe dovezi. Erați doar voi două bune prietene? Foarte bune prietene, inclusiv viitorul soț care trebuia să mă căsătoresc cu el. Mergeam toți trei. Deci toți trei, eu, ea și cu el. Și ce s-a întâmplat? Și ce să se întâmple? Să fie mama adevărat. La un moment dat, mi-a
luat prietenul, mi-a luat viitorul bărbat care trebuia să mă căsătoresc cu el. Și a fugit cu el, a plecat cu el. Mamă, e adevărat ce spune femeia asta? Și de atunci a fost plecată cu el. Și dus a fost. Mamă, te mai întreb o dată, e adevărat ce spune femeia asta? Măi, copile, uite care este situația. El a avut pe bărbatul meu prieten. Eu am stat pe la ea așa, că au trecut și ani, nici nu mai mi-am amintit ea. Și el m-a plăcut pe mine, dacă m-a iubit pe mine, s-a căsătorit cu mine. De ce nu s-a căsătorit cu tine? Nu știai nici măcar să faci un pada să gătești. De ce nu s-a căsătorit cu tine? Haideți, lăsați așa judecățile, că nu e chiar așa cum spuneți dumneavoastră. Dar sigur că tu nu ai născut acum. E mama mea și un jignit și nu vă permit lucrul ăsta. Pur și simplu discuția asta. Clar. Sunt. Pur și simplu știu sorme. Acesta este motivul pentru care brusc nu ați vrut, nu ați mai vrut ca Adrian și Mirela să formeze un cuplu? Pentru că voi ați avut ceva de împărțit în trecut? Da, ea asta a fost motivul, da. Ea se bagă. Nu. Poftim. Amândouă. Și nici ea n-a fost de acolo. Nu am să tac deloc. Ai parte și de pe altă planetă, femeie. La ce? La ce? Nu e adevărat. Tu îmbârnești toate lucrurile astea. Tu vrei această ceartă. Iarăși minți? Tu corectă ce ai fost tu în viața ta. Hai iar să vrei să-ți demonstrezi că minți? Explicați-mi și mie, vă rog frumos, Mirela și cu Adrian, ce s-a întâmplat după acea întâlnire? Lucrurile între mine și Adrian au mers din ce în ce mai prost. Da, ele s-au schimbat total. La... Nu au încercat mamele voastre să vă convingă că ar fi mai bine să renunțați la această relație? Ba da, într-o oarecare măsură. A, și acuzați pe alții că se bagă și eu să tac din gură. Și ea a încercat să vă despartă. Adevărul este că ambele au stat de vorbă și au hotărât că așa este cel mai bine. Cum să faceți așa ceva? Care e problema voastră? Ce trebuie să descoperim? Ca să se rezolve odată misterul ăsta. Maică ta m-a forțat și pe mine. Uite, ea! Ea este o mincinoasă, nu e un minț. Mamă! Ea este de vină. Minte, mamă, ea mi-a chemat să... Nu l-ați plăcut pe Adrian până când să realizați cine este de fapt mama lui? Ba da, înțeleg. L-am plăcut foarte mult. Și cu ce schimbă faptul că... Practic, femeia asta, la un moment dat, v-a furat iubitul. Faptul în sine. Că ea mi-a furat iubitul. Făcând copil cu iubitul meu, adică, mi-am dat seama... Adică că acel om este tatăl lui Adrian. E tatăl lui Adrian? Mă... Poftim. Ce? Măi, mamă, ea nu era căsătorită cu el. A fost o simplă prietenie între ei, atât îmi spunea. Că nu o iubește și că ea să ține după ea. Mamă, mă interesează ce a făcut ea, mă interesează ce ai făcut tu. De ce nu ai spus de toate lucrurile astea? Ce să spun ce era căsătorit cu ea ca să spun că i-a furat eu bărbatul? Și tu vrei să mă desparți pe mine de el pentru o problemă de-a ta din trecut? M-a iubit pe mine, m-a plăcut pe mine. Ce mamă, să mă gândesc? Am zis că dacă tatăl lui e așa, poate să fie și Adrian la fel. Dar nu, asta e cum dacă educația i-a dat ea. Nu aveți niciun drept să vă amestecați aici. Și tatăl lui e la fel. Și să mă leneziți. Ce mi-a spus mie eticheta pe frunte? Oare adevărul nu este altul? Ele sunt niște certăreți. N-ați fi suportat ideea că de acum încolo va trebui să dați ochi în ochi una cu alta? Da, și la asta. Și ați decis că e mai bine... Și asta e un motiv. Și asta e un motiv. Dar... De ce nu ați putut să spuneți adevărul? Dar problema... Păi, minte-o, uite-o. De ce n-ai putut să spui adevărul că ție nu-ți convine relația asta? Niciuna nu a spus adevărul. Ați preferat, deși nu vă suportați, să faceți o coaliție, voi două, și să rezolvați problema. Și noi ce vină am avut în toată povestea asta? A voastră. Ați lovit în noi, în mine, în ea. Noi ne iubim, noi ne dorim relația asta. Pur și simplu, v-ați bătut joc de noi. Adriane, tu te simți corect? Da, mă simt corect. În toată situația asta cu da, fata, o iubesc și o respect. Stai un pic. Și fata care a venit când probam rochiile de mireasă? Ce cu ea? Păi ce e cu ea? Asta întreb și eu. Ți-am zis că nu știu, n-am ce treabă cu nu ea. Nu te cred. Deci pur și simplu nu te cred. Îți spune ceva numele de Georgiana? Georgiana, o fostă relație sau ce? Da, Georgiana când de la salonul. Georgiana cea pe care nu o cunoști, practic. Nu am nicio treabă cu acea Georgiana. Nu, nu am niciun fel de treabă cu acea Georgiana. Păi stai puțin, că acum tocmai ai admis că o cheamă Georgiana și că știi că o cheamă așa. Dacă vorbim de acea Georgiana, este o fostă relație, este o întâmplare... Măi omule, vorbim de Georgiana blonda, care a venit în momentul când eu probam o rochie de mireasă. Hai să ce vorbim tu cunoști mai multe Georgiane?
Probabil că acum... Aia e circunstanța în care s-a întâmplat evenimentul, da? Ok, da, o cunosc pe acea Georgiana. Nu am nicio legătură cu ea, am avut cândva o legătură cu ea, n-am nicio treabă cu ea, nu știu cum a apărut acolo. Bun, și pe mine de ce m-ai mințit? Pentru că îmi doream să am o relație cu tine. Prin minciună, mințindu-mă. Nu vedeam sensul... Nu vedeam sensul să stau să-ți povestesc niște lucruri cum care n-au ce vedea cu noi. Dacă tu îți dai seama că eu realizez ce se întâmplă și am ceva școală și carte ruga să-mi dau seama când minți și te cunosc destul de bine, cred eu, de ce continui să minți, să faci lucrul ăsta? Mă îndemn să cred că ești ca mama ta. Ați avut timp suficient să vă cunoașteți? Păi nu. Nu se cunosc. Această Georgiana, am fost cu ea o perioadă de timp. Relația mea cu ea n-a fost una serioasă. În momentul în care te-am întâlnit pe tine, te-am cunoscut pe tine, mi-am dat seama de ce fel de om ești, mi-am dat seama de ce îmi doresc cu adevărat de la viață. Și în acel moment s-a terminat cu această Georgiana și în acel moment am fost cu tine. Am fost doar cu tine și numai pentru tine. Tot ceea ce am făcut, am făcut pentru că eu cred în relația noastră. Am făcut-o pentru că îmi doresc să avem un viitor și pentru că te-am iubit și te iubesc. N-am făcut-o din alte puncte de vedere, așa cum spune mama ta. Noi suntem acolo în momentul ăla. Habar n-am! De asta nici n-am vrut să intru prea mult în detalii. De asta am zis că nu o cunosc. Și în afară de persoanele astea de aici. Pentru că nu avea nicio legătură cu mine. Și nu știe altcineva. Deci vrei să-ți demonstrez eu? Îți demonstrez eu imediat. Păi sunt încă două persoane. Îți demonstrez eu imediat. Mama mea dragă... A, păi ce... Eu imediat îți demonstrez. Ia să vedem. Și hai să vezi. Dacă de la început este așa scandal și ceartă, n-ai să faci treabă cu ele. Mamă, taci, că nu ești deloc în măsură să comentezi. Crede-mă. Măsură, să dați crede-mă. Sfaturi este maharajul și... Da. Mă face să râd, doamnă. Cine urla când am ajuns alo, aici? Georgiana? Cine poți urla? Să vii puțin până la noi? Calmează-te. Opa. Te rog. Cheam cu Georgia. Foarte bine, lasă uite-o să cheme. Bravo, să puse pe ceartă femeile, să puse pe ceartă. Trebuie să rezolvăm situația asta. Să nu fie o mincinos ca tine. Ești un mincinos. Ești o mincinosă ca tine. Puteți să le spuneți, vă rog frumos, copiilor, cum de a ajuns Georgiana la acel magazin? Aveți puterea? Nu știu cum a ajuns Georgiana la acel magazin. Asta e bună, acum nu știți. Nu știu, eu nu știu. Poate știe ea, dar eu nu știu. Nu mai are rugat pe nimeni. Și când v-a cerut doamna Lavinia 2000 de euro ca să plătească deranjul Georgianei... Da, eu nu am vrut să-i dau. Ce? Eu nu am vrut să-i dau. I-am zis să se descurce. Eu nu am vrut să-i dau bani. Când tu ai venit și ne-ai găsit pe noi, tocmai asta era discuția. Adică, ia spuneți, doamnă, 2000 de euro pentru ce? Ați vrut despărțiți, da, încât... Nesuportându-vă dumneavoastră și cu doamna Lavinia, a fost totuși... aranjamentul ei. Mm-hmm. Ea a aranjat. De-aia m-a chemat să stau de aranjamentul ei? Da. Nu este adevărat! Și eu când am venit aici, țineai tira? Nu țineam tira, eu nu eram de acord. Hai, lasă că nu e mama ta de acord. Ușor cu tonul, n-am da? N-am fost de acord. Tu m-ai implicat în povestea asta, numai tu! Ea m-a obligat să fac asta, că a zis că nu se convine de păcată pe mine ca cum fac fiecare zi. Mamă, mi-e jenă, mi-e efectiv jenă de tot ceea ce auzi. Și tu ridici tonul, mi-e jenă. M-a pus să mă întâlnesc cu Georgiana și mi-a dat să-i dau un cadou cu Georgiana. Tu te căsătoreai și vrea să te căsătorești. Nu era normal să descurc situația asta, mamă? Tu nu a fost normal din prima acțiune. De ce este de vină? Ea m-a pus. Nu e adevărat. Vă rog frumos. Când mai trimis la Georgiana și ai dat cadoul la mine de la tine, ei? Vă rog frumos să taci. Eu nu. Vă rog frumos să-mi spuneți și mie. Cum a ajuns Georgiana la noi? Întreabă. Ea m-a pus. Eu nu știu. Ascultă-mă, fiule. Ascultă-mă ce-ai spus. Am venit acasă. Ascultă-mă și pe mine odată. Între voi pe aici. Bună ziua. Să auzim. Ce vrei să auzi? În primul rând, ce cauți aici? Păi ia spune tu, mă cunoști acum? Ți-ai amintit cine sunt? Da. Sau cum? Da. Ah, păi mai devreme parcă nu mă recunoști, nu știi cine sunt. Ești al vieții mele. Da? Da. Proastă am fost. Un vis care totuși a durat vreo 5 ani de zile. Din viața mea. A durat pentru că nu puteam să scap de ea. Tu mă lipseai. Nu puteai să scap, nu? Da. Nu, că eu eram aia de o făceai de bănuți, nu? De ți-ai cumpărat, de ți-am dat și tu te duceai, îți mi-ai iertam... Mi-ai dat că ai vrut să-mi dai ceva și am scoțiut pentru niște bani pe care mi-ai dat acum, da, pentru că asta ești și ai fost și așa vei rămâne tot timpul un materialist. Pentru că stai numai după bani. Să fii întreținut, timp de 5 ani de zile tu mi-ai dat bani și eu te-am prostit pe tine. Da, nu-ți place să muncești, da. Ia-uzi. Prostești femeile. Și tu te-ai lăsat timp de 5 ani prostită. Prostești femeile și le faci, da, pentru că te-ai iubit. Doamna avocată, ai un nume mare, important.
Știe băiatul unde să se bage bine. Ai grijă și circa tu să nu păsești același lucru ca și mine. Mie mi-a mâncat banii. Zilele. L-am iubit ca o proastă, m-a înșelat, i-am acceptat toate scapadele. Ai mare grijă, atât îți spun. Să nu fie, să nu facă la fel, că îl cunosc foarte. Erați prins în relația cu dumneavoastră și v-a înșelat practic cu Mirela? Practic da. Că băiatul nu rămâne niciodată singur. Poftim. Tot timpul așa face. Este adevărat? Da, este adevărat. Niciodată n-am stat cu, doar cu ea. Nu m-a interesat, n-am crezut în relația asta. Am stat pur și simplu de complezență. Dar nu contează. Tocmai de asta nu voiam să discut toate chestiile astea cu tine. Relația mea cu tine este o relație serioasă. N-are nicio legătură ce cu... Ce serioasă? Camerele pe care le-am avut în trecut. Adevărul și tu nu și nu și nu. Pentru că nu voiam să se ajungă la chestia asta. Draga mea, atât îți spun. Și pentru că nu știam de unde a apărut după atâtea luni de zile. Deschide ochii foarte bine. Și știi ceva? Hai să spun eu. De ce mai... Ce reacție voi să? După câteva luni de zile, de ce mai vreau? De ce? Distinsa ta mamă. Mamă, distinsa. Alo, distinsa ta mamă, care este o comoară și mă iubește atât de mult cum a iubit în toți acești ani. Pentru că taci. Acum eu vorbesc. Încetează cu aroganța că nu-și mai are locul. M-a contactat ca să ce? Să mă cumpere. Uite ce mi-a cumpărat. Mi-a dat un lanț. Ia un loc aici. Haide, spuneți odată, doamna Lavinia, de ce m-ați chemat aici? Hai că este ce foarte vreți? Important să vorbesc cu tine. Georgiana. Da? Uite cum stau lucrurile. Ascultă-mă. Adrian s-a încurcat cu una doar de câteva luni de zile și vrea să se însoare cu ea. Tu ai stat și în... ce să-i fac? Dar nu mai așteaptă să spun. Tu ai stat 5 ani cu el și cu tine n-a făcut nimic. Tu, hai să ne ajutăm reciproc. Dar de ce nu mă interesează bărbatul ăsta? Mie doar ce mi-a trecut suferința, nu mai vreau să stau să mă gândesc, vreau să-l uit fiecare cu viața lui și gata. Știu că vrei să te răzbumbi. Nu mai vreau nimic, gata. Până acum nu m-ați suportat, nu m-ați invitat la dumneavoastră în casă și acum mă puneți la masă. De ce? Te plătesc. Uite, ne răzbunăm amândouă. Adică cum? Georgiana? Este al tău. Drăguță. Ai văzut? Bine, doamne. Te duci acolo așa și facem. Faci un mare scandal. Da. Îi spui că e cu tine, îi spui că în fiecare seară vă vedeți, în fiecare zi vă vedeți, că el te ajută foarte mult și te idei de amândoi. Ai văzut? Și... unde îi găsesc? Ce să fac? Nu știu, fetițu, caute și găsește-i. Să știți că eu nu mint, eu spun doar adevărul. De adevărul că a fost spune. Cu mine 5 ani, că na, după câteva luni e cu ea și ei, ăsta e adevărul, nu am ce să mint. Batem palma? Bine, hai. La revedere. Diana, hai să te conduc. Doamne, deci tu știi de toată mărșăvia asta? Alățișorul ăla nu valorează 2000 de euro. Măi, măi, ce-i cu tine? O escroacă. Și întreabă, draga mea, ca... de ce? Ce escroacă? Că și tu complice. Păi, dacă ea mi-a cerut, eu n-am vrut să-i dau. Dar nu, da, mă șanta... vorbești lucrurile astea cu da, mine, nu dai seama în ce situație mă pui. Mă șantaja. Vai, nu mă începe, mă măi, că da. M-a șantajat. Cu nu, ce? Că a zis că îi spune lui... Adi și îți spune și ție și face măi, și uite așa mă șantajat. Cu mine. Când a venit Adi, ea mă șantaja. Aoleu, deci nu se poate așa ceva. Alo, alo, să vă spun hai, ceva. Hai, liniște. Hai, ce hai. Încerc să te scot degeaba. Tu mi-ai dat lămțicul de aur, numai tu. Hai, nu mai gata, 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 gata. De situația ta. E omicinoasă incurabilă. Tu! Ești incurabilă, e omicinoasă incurabilă. Mirela, stai! Cum te va forța, doamna? Haideți să fim serioși. Cu ce va forța? Hai, eu chiar nu am ce să caut. Pa, la revedere. Mirela. Ce Mirela? Mirela, te rog frumos. Ce Mirela, te rog frumos? Simt că îmi plesnește capul. Extraordinar, tot ți este. Am ajuns la faza aia la care nu mai credem. Ce fază? Ce fază? Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Îmi pare rău pentru că mamele noastre au luat o razna. Îmi pare rău pentru că s-au întâmplat toate lucrurile așa cum s-au întâmplat. Părerile tale de rău nu mă încălzesc cu absolut nimic. Știu, Mirela, dar nu am greșit, crede-mă. Cum nu ai greșit când eu am simțit că tu o știi pe fata asta și tu... Și ce voiai să spun că o știu? Când eu aveam... o treabă cu tine când erai cu rochia de mireasă da, pe tine, exact când atunci. Așteptam să te văd cât de bine arăți și vreau să crezi ceva mai departe cu tine. Cum să clădim ceva când tu nu-mi spui mie adevărul și vezi că eu îl simt, că nu sunt împită? Nu știam ce să fac, ce să spun. Gândește-te, pune-te puțin în locul meu. Ok, sunt vinovat că te-am mințit. Dincolo de minciuna asta, așa cum e ea, dacă e sau nu e, pune-te puțin în locul meu și realizează că te trezești cu o nebună
într-un magazin de rochii de mireasă, alături de iubita ta, și aia face în halul în care face. Și tu crezi că dacă mi-ai fi nu aveam nicio legătură cu ea, nu știam de unde a venit, nu știam ce a apucat-o, eu nu m-am mai văzut cu ea de multă vreme. În plus, eu cum de când și acum eu aflu că tu ai fost și cu mine la început și cu ea și acum ce să cred că da, domnule, Dumnezeu, n-am fost și cu tine. N-am fost și cu tine și cu ea, înțelegi o dată pentru tot restul vieții tale. Și aveam o relație cu ea, o relație în care pur și simplu am stat, nu mi-a păsat, cu bune și cu rele, cum a fost ea, da, nu mai contează. Și dintr-o dată te-a da, ai apărut că... tu și am înțeles că pe tine te iubesc. Mi-am dat seama că da. pentru tine e cu totul și cu totul altceva, pentru noi e cu totul și cu totul altceva. Eu am fost altfel, mi-era teamă să-ți spun. Nu voiam să descoperi trecutul meu. Pentru că nu sunt mândru de el. Trecut cu care venim okay. la pachet. Nu voiam să afli de mine așa cum am fost. Adevărul este că amândouă sunteți niște mincinoase. Eu nu. Ea e mincinoasă. Da, așa ea este. Ea m-a pus să fac că vă place, că nu vă place, am să continui să vă spun niște lucruri, da? Adică vă asemănați foarte mult, voi două. Niciodată ați fost în stare, nu deși nu vă tine. Suportați, ați fost în stare totuși să... coalizați doar ca să-i vedeți despărțiți. E bine? Ideea se pare că ați reușit. A fost ideea ei. Contează da. Mai puțin a cui a fost ideea, cine a ridicat primul piatra, cine a dat primul telefon. Contează că v-ați prins în tangoul acesta, amândouă, și v-ați dus până la capăt. Nu v-ați da. Oprit până când nu i-ați văzut despărțiți. Da. Bravo. Ca drept dovadă, băiatul ei seamănă perfect și cu ea și cu taicăsu. Și nu am vrut eu când am auzit cu și am văzut respectul. Că ea este mama lui Adrian. Cu cine ar fi putut să semene, doamnă? Atunci de ce cu mai cine plângi ar fi putut să semene dacă nu cu mama și cu tatălui? Păi tocmai, eu ce vă spun? Nu am acceptat din motivul ăsta. Și așa relația noastră scârțâia. Și așa mamele noastre aveau tot felul de divergențe. Nu era momentul să stau să mă apuc să-ți povestesc de trecutul meu. Ba da, care momentul. Oricum era cum era și nu sunt mândru de el. Pentru mine era important ca noi să fim bine. Și pentru mine era important ca eu să știu adevărul și să nu cred că tu umbli și cu mine și cu ea în același timp. N-am umblat și cu tine și cu ea în același timp. Te-am cunoscut pe tine și în momentul ăla m-am oprit. Tine a mai face orice cu ea. Iar ea n-a mai avut nicio treabă cu mine până în momentul în care astea două, mai mult maica mea, au ajuns să facă toată tevatura asta și să mi-o bage iarăși pe gât. Aia n-a venit acolo pentru că a venit pentru mine. A venit pentru că maica mea a uneltit toată porcăria asta și știi foarte bine lucrul ăsta. Și cu mama dimpreună, că au luat-o razna amândouă. Nu mă așteptam exact. La mama la așa ceva nici într-o mie de ani. Ok, îmi pare rău că am greșit față de tine, că nu ți-am spus. N-am considerat că trebuie să-ți spun de trecutul meu. Am insistat de atâtea ori. Și era cel mai sănătos lucru ca tu să vorbești cu mine. Cum să-mi clădesc eu o familie cu tine când tu prin omisiune, a nu spune, eu nu aflu niște detalii care sunt importante. Sunt vinovat pentru lucrul ăsta, că nu ți-am spus. Sunt vinovat pentru lucrul ăsta și îmi cer mii de scuze. Te rog frumos să mă ierți. Dincolo de asta, îmi doresc foarte mult să am o relație cu tine. Dincolo de asta, există un copil și vreau să-l păstrăm și vreau să ne facem un viitor. Asta este singurul lucru care te salvează pe tine în momentul ăsta. Existența acestui copil. Cum o să faceți cu custodia nepotului? Poftim? Poftim? Ce nepot? Cum? Ce custodia nepotului? Despre ce vorbești? Oare, despre ce aș putea să vorbesc, doamnă? Despre nepotul meu? Nu! Care nepot? Când doi tineri, adică... da? Sunt într-o relație. Și fac pasul acesta spre căsătorie. Există șanse, există șanse destul de mari ca graba să aibă o explicație. Bine, rău, Marta. Deci e și gravidă? Deci felicitări, o să fiți bunice. Asta nu este o bucurie. Asta este o mare asta nu ține de dumneavoastră și nu ține de jocurile dumneavoastră. O să-ți mai dau o șansă. Dar tu din momentul ăsta nu mă mai minți pe mine cu absolut nimic, nu mai mi-ascunzi absolut nimic și când te întreb ceva, îmi spui clar ce se întâmplă, oricât de grav ar fi, de rău, de orice. Ca să fie pace în casa ta, ia când o veni, vizite eu. Mă mătrați odată din gură! Să nu ridici tu la mine! Ba da! Nu ridica tu la mine, pentru ești tu acasă! O să rămâi singură, să știi! Vă rog frumos! Deci, felicitări, o să fiți bunice. Asta nu este o bucurie. Asta este o mare asta nu ține de dumneavoastră și nu ține de jocurile dumneavoastră. De ceea ce încercați să faceți dumneavoastră. De ce eu vă temeți? Doamnă, oricare dintre noi are un trecut. Oricare dintre noi. Cu care poate este împăcat sau nu. De care poate este mândru sau nu. Dar chiar credeți că Adrian asta urmărește? Banii? Da, după câte... am auzit că i-a spus Georgiana exact ce gândeam eu. Exact ce gândeam eu.
exact ce gândeam eu și cum am gândit eu, așa s-a adeverit acum. Ce-a și este un Georgiana. Motiv să despărțiți doi tineri doar pentru că pe voi vă leagă un trecut? Are un trecut dureros? Ea. Ambele aveți, hai să fim serioși. V-am zis, situația, n-am avut nimic cu el. Chiar l-am plăcut, chiar l-am iubit. Vai, ca pe vai, copilul vai, meu. Vai. Dar când am venit și am văzut cine e mama și cine e tatăl, e cu atât mai ciudat și cu atât mai pervers ceea ce spuneți, doamnă. Mi s-a făcut rău. Uite că e cu atât mai ciudat și mai pervers ceea ce spuneți, pentru că ați apucat să-l cunoașteți pe Adrian și l-ați plăcut pentru ceea ce este el, pentru cum gândește el. După care ați aflat cine este mama lui și brusc. Și după aceea brusc, mi-am dat seama că poate să facă că educația care i-a dat-o mama lui și tatălui e aceeași. N-are cum să fie alta. Ca drept dovadă, mi-a confirmat-o și Georgiana. Confirmându-mi Georgiana, mi-a pus capac. Ce? Ce o să faceți acum? O să-ți mai dau o șansă. Dar tu din momentul ăsta nu mă mai minți pe mine cu absolut nimic, nu mai mi-ascunzi absolut nimic și când te întreb ceva, îmi spui clar ce se întâmplă, oricât de grav ar fi, de rău, de orice. Așa am să fac, îți promit. Iar mama ta, cât și mama mea, cât mai departe posibil. Nu știu ce faci tu cu mama ta, nu e treaba. Asta e problema noastră. Dar mama mea va ieși din ecuație, asta îți garantez. Te rog frumos să mă ierți. Te rog. Te iubesc. Să nu mai minți niciodată în viața ta. N-am să mai fac asta niciodată. Sper că sunteți mulțumite. În situația asta de acum ce am auzit cu copilul, nu sunt mulțumită. Dacă știam cu copilul, poate se lua altă... scandalul ăsta. Altă situație era, avea să fie altă situație. Era o poveste de acum 30 de ani, trebuia să faci tu scandalul ăsta. Măi, cu ce te-a ajutat? Măi, dar nu ți-e rușine, mă. Dar nu mi-e rușine, cu ce te-a ajutat? Dar mai terminate, mai minți, nu stop, măi, fată, cu ce te-a ajutat pe tine? Măi, dar mai terminate odată. Măcar în secundă asta puteți să terminați circul? Bă, dar n-am văzut tot timpul vor. Femeia asta nu știu ce are în cap. Nu știu ce are ce în cap. Ce ai avut tu? Ce am scandalul ăsta, te întreb. Mama, oprește-te. Nu țipa la mine. Nu țipa la mine, că ea are toată vina. Nu mă ia. Nu mă ia, are toată vina, nu e femeie, ascultă mai și tu ce spune copilul tău. În acest moment, sincer, deși știți foarte bine că mințiți de îngheață apele. Dar nu mai contează cine are 80, 20, 75, 25. Nu mai contează asta. Tot ce contează este că am vorbit cu ea și că am încercat să găsim un numitor comun și că fiecare are partea lui de vină în toată povestea asta. Iar noi am decis să ne dăm o șansă, noi am decis să mergem înainte, să încercăm să facem din relația noastră ceva cât se poate de frumos și de bun. Și nu mă interesează părerea voastră. A nici uneia dintre voi. Ar fi bine să faceți cumva să stați departe de noi, dacă nu puteți să stați aproape de noi și să fim o familie. Nu știu ce ați avut de împărțit, nu știu cât adevăr s-a spus sau nu s-a spus, însă eu nu am de gând să renunț la femeia asta pentru că o iubesc, nu am ales-o pentru că are bani, am ales-o pentru că simt ce simt pentru ea și nu o să mă opresc din asta. Iar ea a înțeles lucrul ăsta și este cel mai important lucru pentru mine. Iar voi, dacă, repet, vreți să ne fiți alături, vă invit să ne fiți alături. Și să lăsați războiul ăsta de 3 lei. Ca să fie pace în casa ta, ia când o veni, vizite eu. Mamă, dragi, odată din gură! Să nu ridici tonul la mine! Ba da! Nu ridica tonul la mine, pentru că ești acasă! O să rămâi singură, să știi! Vă rog frumos! Ai văzut ceva la femeie, ce ești? Ai ceva la ta femeie? Ai ceva, ești nebună, mai tot ce vrea să fiu fiul meu! Ești nebună! Hai să ne liniștim, vă rog frumos, și să nu ne mai jignim! Iar tu gândește-te, ne-a făcut ceartă în casă, ești cu acasă! Haideți, vă rog frumos, să nu ne mai jignim. Inutil, da? Tu să nu fii în casa mea când vei fi eu acasă! Tu nu meriți respectul meu! Nu-l meriți! E mama ta? Ea e mama ta? Nu mai încerca să-mi influențez fiul! Datorită ei... Nu mai încerca lucrul ăsta! Uite exemplu! Uite aici ce exemplu poți să ai! Ce pe ce că ai făcut atâta rău în familia doamnelor, mea? Nu știi să gândească și în aprofunzime! Doamnelor, eu nu cred că ați înțeles că discuția nu este despre dumneavoastră. Aveți două căi marșilate.
ori reușiți să înțelegeți că este vorba despre viitorul lor și că tinerii se luptă să-și recâștige încrederea și să-și clădească o familie, ori practic nu aveți ce căuta în această familie. Doamna Raluca și doamna Lavinia au fost capabile să coalizeze doar ca să-i despartă pe cei doi îndrăgostiți, care, fără să aibă nicio legătură cu trecutul mamelor lor, au devenit victime colaterale în războiul dintre ele. Nu pot să nu mă revolt în fața egoismului unor persoane care, în etate fiind, ar fi trebuit să dea dovadă de puțină înțelepciune și să nu strice fericirea unor tineri care se iubesc. Dincolo de contextul unor dușmănii vechi, minciunile lui Adrian legate de trecutul lui mai puțin onorabil au făcut-o pe Mirela să își piardă încrederea în el și să tensioneze și mai mult relația lor. Dar important este că până la final, cei doi îndrăgostiți și-au mai dat o șansă și împreună cu copilașul lor pot deveni o familie așa cum și-au propus. Formulă în care doamna Lavinia și rivala ei, doamna Raluca, nu mai au ce căuta. Doamne, doamne, sunt tătic! Sunt tătiche! Nu e al lui Răzvan. Te pomenești că nu este al lui. Ce spui, Răzvan, de asta? Zim tu acum! Zim, ce fac eu acum? M-ai mințit, cu tot m-ai mințit. Nu e așa grav ce-am cum nu este? Cum nu este grav? Să mă înțelegi și să mă scuzi. Băi, omule, m-ai scos din minți. Un copil e o binecuvântare, nu trebuie să te comporți așa, ți-am mai zis. A, de-aia vrei tu să faci nuntă în Grecia sau pe unde mai vrei tu. Tu ești mama mea? Tu vii la nuntă? Cum? Adică eu singură și brudele tale o să... Fata mea, bine că ați ajuns acasă, mamă, că de când aștept, mamă. Mulțumesc, mami, că ai venit. Să ai grijă de ea, da? Sărmâna, sigur. Nu mai mi-explici nimica. Știi ce? Chiar nu mă mai interesează. Uite ce mi-ai făcut! Mi-ai distrus viața! Ce ți-am făcut, Elena? Ce ți-am făcut? Așa mă bucur. I-am spus, mie noră nu mi-aduci. Nu mi-aduci fată cu facultate. Da. Nu mi-aduci fată de familie. Bani. Ok, am greșit. Am făcut multe greșeli în viața mea. Te-au folosit ăștia ca pe ultimul prost și au bătut joc de tine, tu nu vezi? Eu te-am șters de pe telefon, te-am șters de peste tot să nu te mai văd în fața mea niciodată. Sunt mama ta, eu te-am născut, eu te-am dat viață. Vom merge până la capăt, cu minciuna.